an la an, de la sezon la sezon, românii încep să se îmbrace din ce în ce mai bine. Am venit la prietena mea, Mirela Bucovician, să ne spună cât mai multe despre designul românesc, despre designerii români cu care ne mândrim peste hotare. Așa că, haideți să o cunoaștem! Bună dimineața, Mirela! Îmi pare bine că m-ai primit astăzi. Bună, Laura! Eu am venit aici în partea de sus a magazinului pentru că mi-a plăcut cel mai mult și cel mai mult. Cum alegi tu designerii pe care să-i reprezinți și pe care să-i vinzi? Trebuie să fie buni, în primul rând. Și pentru noi este importantă promisiunea pe care am făcut-o clientului nostru, aceea de a le oferi design de calitate și un raport de preț-produs corect. Cât crezi că a evoluat designul românesc în ultimii ani? Acum 4 ani de zile, când am început noi, în afară de festivalul de la Iași pe care îl știi, nu se întâmpla nimic de calitate și marcant pe piața românească. Acum, după 4 ani, avem o grămadă de site-uri online care promovează designul românesc, avem proiecte de offline, cum este și acest magazin, unde sunt prezenți designerii români și îmi place să cred și văd lucrul ăsta inclusiv în vânzări, că percepția consumatorului s-a schimbat în bine. Oamenii sunt mult mai deschiși să cumpere design românesc, deja începem să ne gândim la branduri, deci nu mai cumpărăm o haină doar pentru că este frumoasă, încet și sigur cumpărăm o haină și pentru că este al unui anumit designer, deci suntem pe trendul bun. De ce trebuie să cumpărăm haine sub titulatura unui brand? Ne conferă calitate sau sunt și alte motive? Cred că lucrul cel mai important este într-adevăr calitatea despre care vorbeai. În momentul în care ajungi la nivelul ăsta, inclusiv designerul are o responsabilitate față de client. Este bine ca să știe clientul final, consumatorul, că atunci când cumpără un produs de designer, este un produs care deja a trecut printr-o grămadă de CTC-uri, dacă vrei, ale celor implicați în industrie. Ne referim la calitatea materialului, la calitatea croiului, la finisaje și asta este ceea ce alegem noi să le prezentăm clienților noștri. Ce sfat ai avea pentru un tânăr designer acum, la început de carieră, încă e acasă, taie materialele, coase el? Ce ar trebui să facă el și de ce ar trebui să țină cont pentru a ajunge și el un designer apreciat? Trebuie să creadă în visul lui și în viziunea lui, de la asta aș porni. Și, desigur, trebuie să fie determinat, să muncească extraordinar de mult și să aibă răbdare, pentru că aprecierea reală de calitate nu vine peste noapte. Atât de frumos m-ai vorbit despre designul românesc, încât vreau să coborâm să-mi și arăți. Hai să ne uităm și la restul. Ce se întâmplă? Stai, așa. Gemenele! Laura și Mirela! Hai, ia-mă de mână! Să mergem așa!